Despre ce este vorba? Într-un fel rezumat a fost făcut, într-adevăr, chiar și bătrâna moarte se comportă diferit în timpuri diferite și nu o să vă dau o rețetă moarte fericită de genul, nu? Cum să... modurile de utilizare a morții, rețete, nu cred că e cazul, cât despre propriile experiențe, poate la întrebări și erată, nu o să intru în prea multe detalii. Decât că, într-adevăr, am avut două întâlniri cu bătrâna doamnă, foarte drăguță, altminteri. După cum vedeți, bine, hai, te mai las. Bun, deci să începem. Moartea este o chestiune de imaginație, aceasta nu este o glumă, e chiar, vorbesc foarte serios, este esența întregii povești. Asta distinge omul de restul animalelor. Vorba unui istoric foarte simpatic. Deocamdată nimeni n-a reușit să convingă o maimuță să îi dea o banană cu promisiunea că după moarte o să primească câte banane vrea ea în raiul maimuțelor. În timp ce oamenilor poți să le, dacă îi spui, bun, fă tu ce trebuie să faci și în rai o să... Noi chiar credem. Ori aceasta este într-adevăr o mare, mare diferență. Foarte rezumând într-un fel, ce scrie acolo e cât se poate de adevărat. Deci omul într-adevăr este singurul animal care are conștiința morții, de care trebuie să-și planifice viața. Și de aici o să-i întreagă de neplăceri. Trebuie să știi ce vrei să faci în viață, să aibă un rost. Întrebări de astea pe care o maimuță de pildă nu și-o pune. Care e rostul meu în copac? Cred că nu-și pune această problemă. Noi ne-o punem și poate ne-o punem chiar prea des. Am ales pentru început această imagine faimoasă din peștera Lascaux, deci acum din secolul 17 înainte de Hristos. Probabil că reprezintă un om mort, dar e un om mort cam ciudat, care vedeți că are un fel de cap de pasăre, mă rog, discret, e cam erect ce se întâmplă acolo, alături e o pasăre, probabil că reprezintă un om mort, dar e clar că o chestie de imaginație, nu e o fotografie, pentru că nu există om mort care să aibă cap de pasăre și, mă rog, alte posturi cu totul diferite. Deci capacitatea de a reprezenta locuri inexistente, capacitatea de a imagina ceea ce de fapt nu există. De aici trebuie să pornim. Deci, dincotro, am împărțit moartea, să mă scuz de dânsa, moartea veche, moartea actuală și moartea viitoare. Deci moartea veche, poate cea mai răspândită sau prima ipostază într-un fel în care ni se prezintă moartea sau în care ne reprezentăm, în care oamenii se raportează la moarte, este aceasta a... cultul strămoșilor. Cultul strămoșilor, în ultima instanță, asta înseamnă. Înseamnă că cei morți nu mor de tot, ci transmit ceva, se transmite ceva, există o continuitate între strămoși și noi. Fiecare generație are înaintea sa niște strămoși din care se trage și pe care îi venerează. De la forme pe care noi le-am numit primitive, în orice caz arhaice, și aici nu există societate pe lumea asta, nicăieri și nici când, care să n-aibă o formă sau alta de cult al strămoșilor. Masă de prasnic din România, prasnicele, apropo de ce spuneați, la țară sunt un lucru foarte, foarte important, prin care venerezi și ți-aduci aminte de morții tăi, până la... genealogii, până la vorba încă uzitată, tu al cui ești? La oraș, în prezent, această întrebare nu prea mai există, e tu cine ești sau ce știi să faci. Dar
până relativ recent, întrebarea de bază, tu al cui ești, adică din ce neam te tragi? Și chiar și la oraș încă mai puteți să găsiți în multe apartamente fotografii de genul ăsta cu bunicul, cu copii în jur, cu nepoții, cu strănepoții, deci ilustrate aceste genealogii, acest fir al timpului prin care suntem legați de trecut. Și o formă de nemurire, nu? Eu ca eu, dar neamul nostru e dintotdeauna, de mult și va fi de mult. Sau mă rog, nu va fi. Deci această poveste a genealogiilor, această practică a genealogiilor, o găsim în toate domeniile, pentru că, într-un fel, vedeți, genealogiile prelungesc cultul strămoșilor în națiuni și instituții, inscriindu-le astfel și pe acestea în nemurire. Și națiuni și instituții au niște origini, au niște strămoși. Și când au și le inventează. De la, evident, căutarea strămoșilor, și noi aici am pus unul dintre, dar știți că suntem urmași unui cuplu cam homo, așa, Decebal și Traian. Și mă rog, când ne supărăm pe unul, suntem strămoșii, mă rog, suntem urmașii celuilalt. Acum suntem tot mai mult urmașii lui Decebal. Până la începutul tranziției eram urmașii lui Traian, că era mai central acolo, mai dinspre Europa. Ne-am supărat pe Bruxelles, ne-am întors la bunicul Burebista și dacă se poate ceva mai departe. Avantajul cu strămoșii este că poți să-ți alegi. Și vorba unui antropolog, putând să-ți alegi, poți să-ți alegi mai mulți. Iarăși, nu e o glumă, e, în cazul nostru știm foarte bine, cu condiția să nu ne impună domnul Giuvara să ne alegem un strămoș cuman. Ei, nu, nici chiar așa. Adică roman, da, daci, traci, dar cumani, nu. Nu ne place. Așa că acești strămoși absolut reali îi punem deoparte. Dar același lucru se întâmplă în corporații, ceea ce se numește cultură de întreprindere, nu? Enterprise culture, care nu știu ce e și nici nu știu dacă e, dar orice corporație serioasă nu se prezintă ca având o cultură a ei, care întâmplător e aceeași, peste tot. Muncă, cinste și lucruri absolut inedite, pe care ceilalți nu le au, numai noi le avem. Dar trebuie să fie acolo. Și pentru cine nu vrea, vă cheamă șeful la un team building de vă ia dreacu, ca să vă intre bine în cap ce cultură aveți. E o pâine de mâncat și pentru istorici, pentru că sunt multe corporații care angajează istorici pentru a le face pedigriu. Deci noi de la Pașopt, să vezi strămoșul nostru Ford, el bătrân și așa mai departe. Fac o paranteză. Faptul că mai trivializez sau glumez nu înseamnă că aceste lucruri nu sunt reale și nu sunt serioase. Sunt cât se poate de serioase, ca și moartea, dar nu e bine să o iei nici pe ea prea în serios, că te plidisești. Deci, iarăși apăs pe butoane diferite, genealogia US Airlines, de pildă, există companii vechi care au poze, imagini, desene și așa mai departe, de la origini și așa mai departe. Deci e o construcție a genealogiilor care este foarte importantă. Două vorbe, pentru că aici subiectul ar fi de 2 ani, reprezentări ale sufletului, ale sufletului și ale morții la români. Nu știu dacă sunteți, ați văzut chestia asta, se cheamă Pasărea Sufletului. Mai există pe cruci în Oltenia. Oltenia e regina morții din toți Balcanii, că asta e recunoscut. Și dacă știți, probabil, bancul, nu, cu sfaturile tatălui către băiat cum să se căsătorească. La început, când e tânăr, te căsătorești cu o italiancă, că e focoasă și, mă rog, e vârsta. Până când mai te așezi cu o franțuzoaică, că e distinsă, are conversație, ei, când vezi că ești mai trecut așa, ție o olteancă, că fac astea niște pomeni,
Ceea ce este iarăși foarte adevărat. Fac niște pomeni absolut incredibile. Bun, pasărea sufletului. Ce caută pasărea sufletului în Oltenia? E greu de spus, tema este egipteană și are câteva mii de ani. Cum a ajuns Egiptul în Oltenia? Eu nu știu, dar e acolo. Pe de altă parte, ceea ce iarăși nu știu că dacă știți, ritualul bradului, vedeți aici o imagine veche, e cântecul bradului care e foarte frumos, era să zic, cântă de moarte, pentru dalbul călător, o să vedem că moartea este de fapt o călătorie, iar acest ritual al bradului e foarte interesant pentru că spune un lucru neștiut, sau mă rog, puțin știut în cultura românească. În cultura românească și nu doar în cultura oltenească, să fie foarte clar, și românească, când spun românească, înseamnă adică cam pe aici, pe acolo, din munții Pindului până în munții Tatra, că, mă rog, aia culturală e totdeauna mai mare decât frontierele. Moartea nu are nevoie de pașaport, trece peste Dunăre fără probleme. Deci tema e mai largă. Ce-i cu acest ritual al bradului? Când moare cineva, o ceată de feciori cu tot ce trebuie, adică trei zile de post și așa mai departe, nu? Se duce în pădure să caute bradul, bradul mortului, pentru că orice om are ceea ce în antropologie se cheamă un dublu, un dublu al sufletului. Ori la români, bradul este dublul sufletului, este celălalt, dacă vreți, al fiecărui individ, fiecare dintre noi în această imaginea, această reprezentare despre lume, are un dublu într-un brad, trebuie găsit acel brad. Am fost întrebat o dată, bun, și cum procedează? Ei, nu știu, că nu măsoară nimeni circumferința bradului și nu-l întreabă, deși, practic așa se întâmplă, întrebi bradul și sunt o felul de mijloace de a intui, de a vedea care este bradul adevărat. Dacă până jos în sat se rupe, înseamnă că n-ai ales bradul bun și așa mai departe. Brad care apoi se pune la mormânt. Noi știm numai de bradul de căsătorie. Nu, bradul își are, cum să spun, utilizările sale multiple. Deci, din acest punct de vedere, formula noastră, românul frate cu codru, care e cam haiducească, nu e adevărată în această formă, dar este adevărată în această formă. Deci e, într-adevăr, o înfrățire, dacă vreți, cu, nu cu natura așa în general, ci cu bradul. Apoi vă spuneam, moartea în acest, reprezentările morții în acest spațiu, sunt ontologic foarte importante, în măsura în care moartea este o trecere, nu este o schimbare esențială. Sunt N vămi de la sat la sat, sunt 13, 7, 9, 33, depinde, pe care sufletul trebuie să le treacă. Deci cu cât te îndepărtezi de casă, cu atât te apropii de moarte. Dar n-ai o frontieră clară, pe o parte e Styx-ul, nu? Deci pe o parte a Styx-ului e... e viața și pe partea cealaltă e moartea. Nu, meri și meri și meri și la un moment dat, când se termină, se cheamă că ești deja cam dincolo. La fiecare vamă trebuie să plătești acele vămi de care mortul trebuie să fie înzestrat cu bănuțul, că mai e și acolo, e cu puțină corupție, îți dă voie, nu-ți dă voie. Românul știe el ce știe. Deci acest drum, această trecere, marea trecere, este chiar o trecere. Mi-ar fi plăcut să am timp mai mult să vă povestesc despre moartea ardelenească și moartea oltenească, dar nu e timp. Vreau doar să vă incit puțin tel. Noi că vorbea de cele două suflete ale românului, pastoral și agrar. E ceva în această poveste. În orice caz, am făcut teren vreo 20 și ceva de ani, pe o parte și pe alta Carpaților, adică în zona de nord, de nord a Olteniei, unde sunt sate de ungureni și pământeni. Ungurenii fiind ciobani din partea cealaltă și pământenii fiind olteni, de regulă, agricultori. Se moare diferit. Reprezentările despre moarte sunt diferite.
Încep cu partea oltenească, că e evident mult mai grasă, mai palpitantă. Și vă spun doar o scenă, când am fost prima dată pe teren, țin minte și acum era așa o uliță în pantă și în capul pantei era un bătrân care stătea pe o canapea. Cum spunea el, recamieră. Bun, ce caută Badea pe recamieră? Aștepta să vină un străin să poată să o dea de pomană, că îi se rupsese nevastă-sa care muise de mult, i-a spus, băi, Vasile, s-a rupt patul. Și atunci Vasile trebuia să dea de pomană un pat bun, ca să ajungă pe partea cealaltă. Și a putut să-mi explice Vasile ce o să facă el în patul ăla, în recamierul ăla, când o să ajungă și el acolo la nevastă, nu pot să vă spun că-s doamne în sală, dar vă puteți imagina și singuri. Acest lucru este cât se poate de frecvent. Comunicarea cu lumea de dincolo este absolut firească și un suflet cât se poate de încorporat. O bătrână o dată m-a rugat să cumpăr niște pantofi, că nu găsea în sat, că bărbatul avea 44 și nu găsea în Novaci pantofi 44 și a trebuit, când am fost la București, să-i aduc niște pantofi 44, că pe bărbatul rodeau pantofii și era de râsul târgului. Imagini despre paradis, e o pagină mare, frumoasă, evident, cu ce poate să facă olteanul, o română în paradis? Mănâncă sarmale, evident, deci dar mănâncă pe rudenie. Și visele recurente sunt și mergeam din grup în grup și nu mă primea nimeni. Ceea ce traducerea visului este n-ai dat de pomană. De care când visezi așa ceva, te duci a doua zi și dai de pomană pentru că altfel nu primești armale în lumea de dincolo. Pe partea cealaltă, sub influență catolică și protestantă, evident, și a sașilor și a mai departe, sufletul e chiar sufletul din creștinism, adică o entitate foarte eterică, care sufletul nu mănâncă sarmale, de-aia e suflet. Și când ai astfel de vise, tu te duci la preot a doua zi dimineață să-ți citească Sfântul Maslu, să te elibereze de aceste vise păgâne. Deci român-român, ortodox-ortodox, țăran-țăran, dar moartea are reprezentările sale culturale diferite. Mă scuzați de... E dimineață. Mă rog, ați luat micul dejun. Toată povestea cu Moroi, care sigur că a făcut vâlvă și face vâlvă încă, dacă vă aduceți aminte, au fost mai multe cazuri care au oripilat presa și lumea bună cu dezgropatul moroilor și așa mai departe, ceea ce e o practică de fapt foarte curentă. Am asistat și eu la două arderi de moroi în Răscruci. La un capăt al străzii era popa, la capătul celălalt era polițistul, milițianul, ca să nu vină autoritățile să le strice ritualul. Impresia este de ceva barbar, de cum spun, superstiții medievale și așa mai departe. De multe ori se vorbește și presa vorbește de profanare de morminte, ceea ce e o cretinitate totală, dimpotrivă. Deci trebuie să privim lucrul ăsta în ansamblul lor, ce semnifică ele. Deci moroiul este un mort care a rămas pe drumul ăsta al vămilor, a rămas înțepenit într-o răscruce, adică nu e nici dincolo, nu e nici dincoace, ceea ce strică ordinea lumii. Și stricând ordinea lumii, moroiul este supărat că n-a ajuns unde trebuie și se răzbună pe cei care, pe familie în general, care nu l-a ajutat să ajungă la destinație. Cine devine moroi? Oamenii care se nasc cu căiță, deci cu placenta pe cap, sau care au ochi albaștri, sau care au un semn, precum spânul. Sau, pe de altă parte, în cazurile în care ritualul de mormântare nu a fost făcut ca la carte. Adică n-a fost păzit mortul, vedeți aici, asta e paza mortului și tot timpul trebuie să stea cineva lângă, să nu treacă o pisică pe lângă mortul, găină, un șoarece, pentru că atunci riscul să se facă moroi este foarte mare. Lista este uriașă de riscuri.
simptomul, ce face el, etiologia, v-am spus-o, diagnosticul, sau mă rog, anamneza, este că, bun, cei cu Vasile, că am impresia că s-a făcut moroi, adică ce face moroiul, mănâncă din neam. Mănâncă din neam, adică încep să apară catastrofe, morți inexplicabile în neam și în vecinătate. Când se pune acest diagnostic, imediat se trece, repet, la hai să vedem despre ce este vorba. Deci probabil că e moroi, sunt aici, ai o listă întreagă de cum faci proba că e moroi, pentru că aici lucrurile sunt foarte serioase, adică trebuie să fie toată comunitatea sigură că l-ai moroi. Trecut calul negru peste mormânt, pus boabe de grâu și venit cu o gâscă albă, name it. Deci lista e foarte lungă. În momentul în care diagnosticul este dat, vine și terapia, trebuie dezgropat și ucis de tot. Ori este preventiv și asta e preventiv, deci se pune un țăruș, un cui, un piron în inimă, ori este dezgropat și se face această operațiune, ori este ars în răscruci. Mă rog, încă e dimineața, trec peste detalii, ceaiul de moroi, nu vă spun ce aia, dar vă puteți imagina, am avut parte, da, dar mă rog, experiențele de antropolog sunt câteodată neplăcute. Deci un univers întreg în jurul moroiului, care n-are nicio legătură nici cu vampirii, să fie foarte clar, n-are nicio legătură nici cu, cu vârcolacii, ci e o ipostază foarte precisă în acest scenariu al marii treceri, al trecerii de aici dincolo. Și este un act de răscumpărare, deci un act de venerație, de iubire, dacă vreți, pentru chinurile moroiului care a rămas suspendat între vămi. Și pentru comunitate, deci pentru moroi e o stricare a rânduielii, și pentru comunitate e o stricare a rânduielii, deci ca lucrurile să reintre în rânduială, în armonie și așa mai departe, acest gest este absolut obligatoriu. Moartea recentă, aceasta este o minunată imagine dintr-un bloc din Călan. Dacă observați, pe acolo e intrarea în bloc. E, adică, dezinvoltura, nu? Adică, ce faci, vecine? Păi uite, mă, uiți și eu la coștiugă, ce zic. De la această imagine, care mie mi este foarte dragă, pentru că denotă, exprimă și o anumită atitudine față de moarte. Nu știu dacă puteți să vă imaginați într-un block of offices la Paris, de pildă, la intrare să fie așa un coșciuc, mă rog, poate aveți nevoie. De la asta însă, altă imagine pe care aș vrut să o pun era cu molurile funerare, care arată ca un mol pe 7 etaje și în care ai tot ce trebuie pentru viața de dincolo. Deci shopping, death shopping, deja e o chestie curentă. Important este această externalizare a morții, adică în momentul în care apare, nu se știe de unde și de ce, că până acum nu se știa că omul moare, ai servicii care iau locul integral al familiei și care se ocupă de tot și care au grijă ca moartea să devină invizibilă. Și aici sunt câteva lucruri foarte, foarte importante. Ceea ce prin citate sau prin imagine e mai ușor de imaginat, această schimbare, această eufemizare a morții. Spunea acest Geoffrey Gore, printre persoanele de peste 60 de ani nu am putut găsi niciuna care să nu fi asistat la o mormântare. Printre cunoștințele de sub 30 de ani nu am întâlnit niciuna care să fie avut o experiență similară. Moartea, mormântarea sunt din ce în ce mai ascunse, mai puse sub preș, mai eufemizate. Diferența uriașă între practicile noastre și practicile catolice protestante și deci vestice este această poveste. Toți antropologii străini care au făcut teren în România
și întrebați după aceea care a fost șocul cultural. Și noi ne gândeam la tot felul de, bun, că e mizerie, că e sărăcie, toate astea sunt fleacuri. Dar când am văzut primul mort, primul cadavru care se plimba pe stradă, așa, m-am dus în primul tufiș și am zis că nu mai calc în România asta cât o-i trăi. Pentru noi este o chestie absolut firească. Și chiar sărutul mortului este o chestie de pietate, de dragoste. Ceea ce într-un univers în care sufletul e o chestie eterică, nu-și găsește rostul. Din potrivă, este scary, cum se spune la noi la țară. Dar aici e foarte important, pentru că tot ceea ce trebuie să facă peste tot în lume, familia, neamul, fac niște instituții. Serviciile funerare care se ocupă de tot. Același Gorer vorbește despre expunerea morții a devenit pornografie. Adică, efectiv, e tabu. Nu arăți acest lucru. Ori asta înseamnă un lucru foarte important, o schimbare fundamentală, dacă până relativ recent, în toată istoria creștinismului, deci a Europei, ceea ce era pus în scenă, mai ales era viața de dincolo, deci moartea și viața de dincolo, adică adevărata viață a paradisului și a raiului și a iadului și așa mai departe, și viața corpului, păcatul cărnii, păcatul corpului, erau ostracizate, ce s-a întâmplat cam de prin anii 60-70, să fie foarte clar, deci avem cam jumătate de secol de când s-a schimbat această poveste total, ceea ce este pus în scenă este viața de acum, eternitatea corpului, nu? Pe care trebuie să-l îngrijim, știți foarte bine, și ocultarea morții. Ori, asta înseamnă un lucru foarte important și serios, moartea se desparte de viață. E alt capitol, de asta se ocupă alte persoane, nu-i treaba mea. Exact ce spuneați, nu? Nu vreau, mama și-a făcut toate cele cuvenite, cavou, sicriu, eu nu vreau să mă gândesc la asta. Și e deja cultural, social, nu e o chestie individuală de fobii, de angoase. Nu, nu se face. Devine pornografie. Ce ai, fată? Altă treabă n-ai decât să gândești la mormântare. Ceea ce în lumea tradițională, să zic așa, era de bun simț. Și era terapeutic, e foarte important. Pentru că această domesticire a morții face ca moartea să devină o chestie, păi, salut vecină. A, vrei să vin la tine? Păi, vin, sigur. Pentru că o viață întreagă deja e parte din viață și de-aduce aminte că nu trebuie să iei prea în serios anumite lucruri. Ceea ce noi uităm, adică anumite lucruri sunt ca mofturi. Reversul medaliei, dacă vreți, în viața curentă, asistăm la o despărțire de durată și instalarea în moment. Deci o pierdere a memoriei, aceste de unde venim, de unde ne tragem. Deci tot ce înseamnă trecut este ușor pus deoparte. Trăim într-o ceea ce Paul Roberts numește the impulse society, the highest level of momentary pleasure for the least effort. Și recuperăm acest trecut, această durată, în registru nostalgiei și a retromaniei, inclusiv mâncare ca altă dată, ca la mama, mătușa, bunica, știți foarte bine. Tocmai pentru că le-am pierdut, e un fel de întoarcere în trecut, ficțională, deci suntem încă legați de acest trecut, facem parte din acel trecut, ne îmbogățim cu acel trecut, care cam costă, că e marfă rară. De ce toate astea? În numele corpului nemuritor. Corpul perfect, corpul de piață, care este cultul postmodernității. Avem nu doar un suflet, ci avem, suflet nu se știe, încă deja eu sau nu întreb, dar corpul, aia e clar. Avem un corp și trebuie să avem grijă de el. Cum? Prin fitness, prin bodybuilding, prin spanac și morcov, prin
și știți mai bine, detoxifiere și așa mai departe. Ori de la milenarul Memento Mori, am trecut la instant, la eufemizarea morții și la acest corp, la acest mit de piață al lui Spirescu, mit de piață al tinereții fără bătrâneții, cu reclamele de rigoare. Vă recomand, am un procent din vânzări. Deci cine nu crede să te dea cu această cremă de corp de la Chanel și toți în jur o să moară, dar rămâneți eterni. Personalizarea morții e o chestie foarte ciudată care apare în locuri foarte diferite. Trebuie să faci sicriele după personalitatea mortului. O să spuneți, bun, Ghana, deci la Papuașa, acolo, bun, Marea Britanie e cu totul altceva și de fapt a fost invers, s-a răspândit din Occident spre Papuaș și nu invers. Ăsta e cel mai înduioșător. Dar fiindcă am ajuns la sfârșit, moartea viitoare, deci ce vă așteaptă, cred că această imagine rezumă tot, e evident o parafrază, e un tablou faimos, primul doliu, primul doliu în această epocă, care deja a început, va arăta cam așa ceva și toată povestea, care nu e o poveste, e o ideologie și o practică tehnologică a transumanismului, care vizează perfecționarea în continuare a aceluiași corp omenesc, care chiar poate să devină nemuritor cu ajutorul tehnologiei. Deci, cam asta ar fi. Eu vă mulțumesc și vă urez viață fericită. Această imagine este ușa de intrare la Casa de Cultură din Deva. Deci activitățile culturale în acest oraș au acest caracter de eternitate, e adevărat, cu o mătură în colț. Vă mulțumesc și, cum spuneam, viață fericită!